La final de an, elevii au primit diplome de merit din partea conducerii Școlii Gimnaziale Traian, care a avut pentru fiecare câteva cuvinte de încurajare. Noi, profesorii, v-am fost alături și ne-am străduit să vă facem parcursul acesta mai ușor, mai frumos, mai interesant și mai pe înțelesul vostru. Dacă am reușit, atunci înseamnă că am lucrat cu un aluat bun, cu niște viitori oameni mari de care vom fi mândri la un moment dat, să spunem că au fost elevii noștri. Am văzut anul acesta ca o poveste, o poveste nu doar cu școlari, nu doar cu copii, o poveste cu copii îngeri, pentru că ideea de zbor ne amintește de îngeri și îmi place să spun, să folosesc această sintagmă, copii îngeri. O poveste care s-a derulat cu acești îngeri ai noștri, s-a derulat cu povestea lor, cu note muzicale, cu litere și cifre, cu ecuații, cu algoritmi și cu visele care se conturează încet, încet în succes. Această poveste cu îngeri însă nu a luat sfârșit acum. Ea va continua mereu, chiar dacă aripile unora dintre ei se îndreaptă acum în altă direcție. Zborul acesta este un zbor al cunoașterii, al formării spirituale spre culmi înalte și sunt sigură că ele vor atinge infinitul spre bucuria noastră a tuturor. Cei mici au fost încântați de activitate. Cu toții au profitat de ocazie pentru a se distra. Serbarea de final de an școlar a adus împreună elevi, părinți, bunici și învățătoare. Cu toții s-au bucurat de finalul anului școlar, dar mai ales de rezultatele obținute de către elevi. A avut loc și predarea cheii succesului de către absolvenții clasei a 8-a către colegii lor mai mici din clasa a 4-a. Prin educație veți avea aripile mereu deschise spre succes. Deși rezultatele obținute de-a lungul anului sunt remarcabile, elevii spun că este loc și de mai bine, dar de la toamnă. Până atunci, copiii se vor bucura de mult așteptata vacanță de vară.